Chiriile datorate de persoanele cu venituri reduse care beneficiază de locuințe ANL vor fi diminuate și calculate după noi criterii. Acestea vor fi raportate la venitul realizat pe membru de familie. Recent au fost actualizate normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor legii 152 din 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe. Hotărârea a intrat în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial în data de 12 mai. Modificările au fost aduse pentru a asigura protecția socială a persoanelor cu venituri mici. Potrivit Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, limitarea cuantumului chiriei a fost luată în calcul astfel. Maximum 10% din venitul mediu brut lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul brut pe membru de familie este mai mic sau egal cu salariul minim brut pe țară. Maximum 20% din venitul mediu brut lunar pe membru de familie, dacă venitul brut pe membru de familie este mai mare decât salariul minim brut pe țară, dar nu depășește 100% salariul minim brut pe țară garantat în plată. Maximum 30% din venitul mediu brut lunar pe membru de familie, dacă venitul brut pe membru de familie depășește 100% din salariul minim brut pe țară, dar nu mai mult de 5.000 de lei. Autoritățile au mai arătat că administrațiile publice locale care administrează locuințe pentru tineri destinate închirierii trebuie să actualizeze chiria în condițiile legii și ale prevederilor contractuale și să comunice ANL în termen de 60 de zile o situație detaliată cu privire la cuantumul chiriilor defalcate pe tipuri de apartamente și vârsta chiriașilor, precum și data scadentă a plății chiriei pentru fiecare chiriaș.